Derulată anul trecut în 9 orașe, campania Schimbă petul cu biletul a fost extinsă în 65 de orașe din toate județele țării. Locuitorii din aceste orașe au primit vineri un bilet gratuit pentru transportul în comun, în schimbul a 5 peturi, doze de aluminiu sau sticlă. Printre orașele în care s-a derulat campania s-a numărat și Râmnicu-Vâlcea, iar printre beneficiari și viceprimarul Andrei Gheorghiu. Persoanele care vin cu deșeuri vor primi un bilet de călătorie în schimbul a 5 peturi sau sticle. Ați primit o reducere de 10% la băuturile necarbogazoase și cu bunul mergeți la voluntariul nostru și o să primiți și un bilet de două călătorii de transport. Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea susține orice inițiativă care încurajează cetățenii râmnicenii să meargă în direcția unui oraș verde, unui oraș civilizat, unui oraș eco. De când au la dispoziție un automat de colectare a deșeurilor, mulți râmniceni colectează selectiv ori de câte ori merg la cumpărături. Persoanele care procedează astfel au reduceri la anumite produse. 10% reducere la pasta de dinți și... Știți că astăzi ar trebui să primiți și un bilet pentru o călătorie cu autobuzul prin oraș. Nu prea merg cu autobuzul. Am înțeles. Nu vă interesează aspectul acesta? Absolut deloc. Toate peturile colectate vineri vor fi transmise către fabricile de reciclare, unde vor fi transformate în noi materiale. Campanii similare au fost desfășurate și în alte mari orașe ale lumii și au avut rezultate extrem de bune. Roma, Istanbul, Beijing. De exemplu, în Istanbul, în primul an al campaniei, au fost colectate 4,1 milioane de peturi, echivalentul la 75.000 de kilograme de plastic.